mai este o săptămână până începe marele turneu de la Paris și aș putea spune că aici am un obiectiv să-mi apăr punctele de anul trecut. Am jucat în tur 3 anul trecut la Roland Garros și îmi doresc să merg chiar mai sus în acest an. Pentru a susține dezvoltarea tenisului pentru juniori, Victor Hănescu a lansat în 2013 campania Orice campion are un început, ce vizează sprijinirea a mii de elevi și juniori din toată țara. Primul eveniment a avut loc la tenis cu Curtea de Argeș, al doilea la Craiova luni dimineață. Câteva sute de juniori au avut ocazia să schimbe câteva mici cu Hănescu și au primit echipament sportiv. Cel mai bine clasat tenismen român, numărul 80 mondial, a ales Craiova pentru a promova un sport care ne poate face cunoscuți în întreaga lume. Sportul este o necesitate în ziua de astăzi și cred că sportul ne ajută să fim mai buni în orice, în tot ceea ce facem. Chiar dacă suntem, știu eu, doctori sau avocați, dacă facem sport, asta este sănătate. Înainte de venirea lui Hănescu a fost organizată o competiție rezervată copiilor cu vârstele cuprinse între 10 și 12 ani. Au participat peste 80 de sportivi. Câte meciuri ai câștigat la top? 3. Acum a venit Victor Hănescu. Vrei să ajungi ca el? Da, îmi doresc să ajung mai el și chiar mai sus decât el. Să câștigi un turneu de Grand Slam ceva? Da, mi-aș dori mult să câștig Wimbledon-ul. Dar trebuie să mă mai pun la punct la psihic, lovitura mea de stânga și deplasarea. Punctele mele forte sunt dreapta și serviciu și voleul. Este un sportiv cu adevărat de performanță, este și un mare caracter, un om serios. Cred că Victor, cel puțin 2-3 ani de zile, va mai avea un cuvânt de spus în tenisul mondial. Pentru a promova tenisul în bănie, organizatorii evenimentului de luni vor să o aducă și pe Simona Halep, care are mari șanse de a deveni numărul 1 mondial dacă va câștiga în acest an un turneu de Grand Slam.